Bună ziua, domnul președinte. Aveți control judiciar, domnule Blaga, pentru dumneavoastră? Da. Cum ați răspuns la acuzația de trafic de influență și cum comentați și ce va face, practic, acest dosar cu cariera dumneavoastră de politician? Eu o să-mi dovedesc nevinovăția, alte comentarii nu am de făcut. Vă veți da demisia? Vă rog să rețineți că eu sunt garantul respectării statutului și a tuturor deciziilor partidului. Voi acționa în consecință, nu vă faceți probleme. Eu nu pot să cer altor părere. Domnule Blaga, 10% din contractul pe care l-au iar și foști colegi de dumneavoastră susțineau că ați manipulat la partid par negri și aceștia ar fi fost folosiți pentru un partid.